Dragi prieteni, în primul rând vă spunem Hristos a înălțat și vă mulțumim că în această seară tulbure din punct de vedere al condițiilor meteorologice v-ați rupt două ceasuri pentru a fi împreună aici ca să ne amintim de cel care în urmă cu 7 ani de zile în zorii zilei de 8 iunie 2012 trecea la Domnul după o suferință cauzată de o ciudată boală galopantă și care a lăsat în urma sa un uriaș gol, pentru că, așa cum mulți spuneau atunci, ne întrebam cu toții cine va mai face și va duce înainte ceea ce făcea domnul Constantin Iulian. În general, despre persoanele trecute în veșnicie, nu se mai vorbește cu Domnul. Noi, cei care am avut această șansă dată de Dumnezeu să-i fim alături, continuăm să îi spunem în felul acesta, pentru că, deși este deja un personaj intrat în istorie, într-o istorie a demnității românești din a doua jumătate a veacului trecut, totuși acest om continuă să fie prezent cu o pregnanță inexplicabilă în viețile noastre, în amintirile noastre și în acțiunile noastre din fiecare zi. Este unul dintre cei care și-a pus amprenta definitoriu pe viețile noastre și odată cu trecerea sa în veșnicie și noi am considerat că angajamentul pe care l-am luat și pe care domnia sa ne-a conjurat să îl asumăm este cel care trebuie să ne definească viața de aici înainte. Vreau să mulțumesc încă o dată Centrului Cultural Sector 2, Mihai Eminescu, din strada Jean-Louis Calderon și în mod special primăriei Sectorului 2, nu în ultimul rând, domnului viceprimar Dan Cristian Popescu, unul din oamenii care nu înțelege să se conformeze unor anumite rigori absurde ale veacului acestuia, ci înțelege că istoria trebuie recuperată și vreau să-i mulțumesc pentru suportul pe care ni-l dă pentru a ne putea aduna și a ne putea comemora martirii. Mulțumesc în mod deosebit doamnei director Nicoleta Paninopol și doamnei Elena Scurtu, care aici se îngrijesc ca această instituție de cultură să funcționeze și să fie o gazdă primitoare. Așa că vreau ca în numele instituției doamna Elena Scurtu să spună câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă adresez un călduros salut al conducerii Centrului Cultural Mihai Eminescu.